Vești bune pentru iubitorii de lectură. La București s-a lansat volumul Bancherul Diavolului la Palatul Primăverii, chiar în prezența autorului. Volumul este un bestseller internațional, o poveste din spatele sistemului bancar elvețian și vorbește despre un sistem juridic corupt. Cartea mea a fost publicată mai întâi în engleză, apoi în germană și japonez. Ce încerc să fac este să educ publicul în ceea ce privește sistemul bancar din Elveția. M-a inspirat determinarea de a spune adevărul despre bănci, despre minciunile pe care și eu și colegii mei le-am întâlnit pe parcursul anilor. Bradley Birkenfeld și-a început cariera bancară la State Street Bank and Trust din Boston, departamentul de tranzacții valutare. Din 2001, Birkenfeld lucrează la o bancă din Elveția.